Perspectiva divinității asupra abundenței este alta decât am fost noi învățați. Așa că nu te preocupa decât de ceea ce ai tu de făcut. De umplerea rezervorului se ocupă universul. Adică, atunci când e nevoie, se creează în plus. Nu există o limită pentru ceea ce poate fi creat. Universul este abundent. Nimic nu este limitat. Există destul pentru toți. Atât de mult există, încât nu avem cum să consumăm totul. Abundența se află peste tot în jurul nostru, doar că noi, nefiind la un nivel de conștiință ridicat, nu o vedem și nici nu știm cum să o accesăm. Legea abundenței, o lege divină pe care ar trebui să o cunoști, spune că există o abundență în toate, pentru că există o rezervă nelimitată de energie universală. Fiecare lucru, material sau imaterial, gând, emoție, își are originea în energia universală și din moment ce această rezervă este neilimitată, legea abundenței dictează că nu există limită când vine vorba de a crea ceva, orice. Oamenilor le este greu să creadă că există abundență, deoarece pentru ei nu are niciun sens. Unde vezi tu abundență? Ești nebună? Nu vezi că se moare de foame și abia ne târâm de pe zi pe alta? Întreabă ei deseori. Problema este că suntem și am fost tot timpul bombardați cu limite care ne-au făcut să vedem lipsă, sărăcie și nici de cum abundență. Ni s-a tras un văl peste ochi. E greu să-ți găsești un loc de muncă. Economia e din ce în ce mai proastă. Există numai atâtea locuri la o anumită facultate și așa mai departe. Prin repetiție, automat ni s-au creat credințe, convingeri care mai de care mai limitative și total opuse naturii noastre divine. Ce fac aceste convingeri? Ne creează realitatea, se manifestă în viața noastră. Observi din nou închisoarea invizibilă. Din perspectiva limitată a omului, dacă iei 5 lucruri și le împarți egal între 5 oameni, nu mai rămâne nimic. Din perspectivă divină, aceste 5 lucruri, chiar dacă se împart egal la 5 oameni, atunci când e nevoie de mai mult, universul face cumva să suplimenteze, să aducă și mai mult după împărțire. Cu cât se consumă mai mult în direcția realizării scopului sufletului, cu atât mai multă energie se revarsă. Perspectiva divinității asupra abundenței este alta decât am fost noi învățați. Așa că nu te preocupa decât de ceea ce ai tu de făcut. De umplerea rezervorului se ocupă universul. Adică, atunci când e nevoie, se creează în plus. Nu există o limită pentru ceea ce poate fi creat. Atât timp cât noi ne aliniem conștient la divin, ne vin idei prin care noi putem crea mai mult și mai mult, atât cât vrem și avem nevoie. Are sens? Dacă împărțim 5 pâini la 5 oameni, pe moment rămânem cu nicio pâine, dar imediat vin mai multe gânduri sau atragem oameni și noi situații prin care putem crea, primi mai multă pâine. Este atât de simplu. Din perspectivă divină, totul este mereu posibil, atât timp cât te aliniezi la energia divină și colaborezi cu ea. Când vorbim de abundență, nu vorbim doar de bani. Banii nu au fost creați de marele creator. Banii sunt o invenție a omului și nu sunt decât o energie pe care noi am etichetat-o ca fiind bani. Abundență, din punct de vedere universal, înseamnă tot ceea ce e mai bun pe lumea asta. Relații armonioase, sănătate, bani, idei, bucurie, pace, mașini, case, vacanțe, tot. Asta este abundență și asta este ceva ce vrei să aduci și în viața ta.